Dați-mi voie să îi felicit pe toți cei implicați în pregătirea semnării acestui acord. Acordul între Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională Transgaz pentru elaborarea strategiei de decarbonizare este un demers care se înscrie în obiectivele și nivelul de ambiție al Guvernului pentru realizarea uh, tranziției către o economie verde. Este uh, foarte important pentru mine să subliniez că, practic, acest demers constituie un uh, exemplu de uh, bună practică și încurajez toate instituțiile, toate societățile comerciale să urmeze acest, acest exemplu. Practic, prin acest demers ne îndeplinim și obiectivele pe care le-am asumat prin PNRR, astfel încât să reușim să menținem acest echilibru între reforme și investiții și, în final, practic, să uh, facem uh, această tranziție către economia verde să se înfăptuiască. Uh, felicit uh, pe toți, încă o dată, pe toți cei implicați. Uh, mulțumesc uh, Băncii Europene pentru investiții pentru tot suportul pe care uh, l-au acordat până, acul, până acum și îl vor acorda de aici înainte, pentru că am discutat astăzi cu domnul vicepreședinte, trecând în revistă parte din proiectele în care Banca Europeană de Investiții a fost uh, implicată, uh, atât în ceea ce privește uh, proiectele pentru uh, uh, realizarea uh, infrastructurii Uh, uh, spitalicești și am discutat despre cele trei spitale și împreună uh, ne angajăm ca uh, aceste proiecte să poată să fie demarate cât mai curând posibil. De asemenea, sprijinul pe care Banca Europeană de Investiții l-a asigurat Ministerului Educației, finanțând o serie întreagă de proiecte în universitățile din România și, desigur, sprijinul acordat tinerilor care provin din familiile cu venituri mici ceea ce constituie o experiență care ne dă încrederea că putem continua și de-aci înainte să identificăm oportunitățile create atât de situația, în care, situația de securitate în care ne găsim, cu specificul țărilor de graniță a Ucrainei, și, desigur, celelalte oportunități prin care căutăm să ne asigurăm sursele de energie și independența energetică față de Rusia. Mulțumindu-vă și felicitându-vă încă o dată, vă doresc succes în derularea programului.